Bună seara, bună seara, dragilor, și bine v-am găsit! Mă bucur mult să fim în seara asta împreună. Nina Ciuchia este numele meu și sunt gazda dumneavoastră în seara asta. Pentru început aș vrea să mă prezint. Sunt din Constanța, sunt psiholog de profesie și senior manager în compania Forever. Viața mea s-a transformat aproape complet în parteneriat cu această companie și de aceea în seara asta rolul meu este să vă prezint și dumneavoastră această idee de parteneriat cu o companie mondială, iar pentru dumneavoastră s-ar putea să fie o soluție așa cum a fost și pentru mine. În urmă cu 12 ani lucram la o firmă de vânzări pe aparatură medicală. Îmi plăcea foarte mult ceea ce făceam, doar că eram nemulțumită de veniturile pe care le încasam, dar și de timpul liber care lipsea aproape cu desăvârșire. Lucram în jur de 9-10 ore pe zi. În plus, aveam și eu o presiune financiară pentru că aveam rate la bănci, dar și o studentă care nu era în localitate cu mine, ceea ce presupunea niște cheltuieli în plus. Și atunci, pe vremea aia, am căutat niște soluții pentru că nu aveam alte speranțe, iar soluțiile pe care le găsisem era fie să mai îmi iau un job part-time, ceea ce nu era o soluție viabilă pentru mine pentru că nu aveam timp, sau să-mi încep o afacere clasică. Și pentru că lucram în privat, vedeam foarte bine ce înseamnă o afacere clasică, că aveam nevoie de spațiu, aveam nevoie de capital, de experiență, de angajați, ori eu nu aveam nimic din toate acestea. Și știți că atunci când cauți, găsești, o prietenă m-a invitat la o astfel de prezentare, așa cum sunteți și dumneavoastră în seara asta. Iar ceea ce am auzit acolo mi s-a părut că este o soluție extraordinară pentru mine, mai ales că cu puțin timp în urmă avusesem o carte, tot o prietenă mi-a dat o carte de literatură de financiară, pentru că eu căutam soluții financiare la acea vreme. Iar această carte era scrisă de Robert Kiyosaki și se numește Cadranul Banilor. Am citit în acea carte că nu poți să fii niciodată liber dacă ești angajat și că o soluție ideală să-ți capeți libertatea, atât de timp cât și financiară, este să ai o afacere clasică. Și mai spune acolo că cei mai bogați oameni din lume caută să-și facă afaceri în rețea, tip franciză, cum sunt benzinării, supermarketuri, farmacii și, mai spunea acolo, de afaceri de network marketing. Iar la acea prezentare, când am auzit că această companie Forever este într-un astfel de sistem de network marketing, imediat mi s-a aprins beculețul și am spus, super, e bine să urmăresc și să văd exact despre ce este vorba. Așa că vă invit și pe dumneavoastră să luați ceva de notat, iar dacă o idee vi se pare foarte interesantă să o notați sau dacă cumva aveți o întrebare, iar la final să sunați sau să contactați persoana care v-a invitat și să cereți acele lămuriri. Deci este foarte important pentru noi, dacă dorim să ne schimbăm viața, este foarte, foarte important să ne schimbăm gândirea. Iar gândirea, știți și dumneavoastră, că nu se schimbă foarte, foarte ușor, da? Avem nevoie de motivație foarte puternică și de o dorință care să ne ducă mai departe. Eu am pregătit câteva slide-uri ca să și vedeți niște lucruri interesante. Haideți să vedem cine este această companie Forever Living Products la nivel internațional. Are o carte de vizită impresionantă,
Este pe piață de 42 de ani și activează cu succes în 160 de țări, iar cifra de afaceri a companiei a depășit 2,5 miliarde de dolari. Este o companie care funcționează pe o piață, aș spune eu, în vogă și foarte, foarte actuală în industria de sănătate și frumusețe, o piață de mii de miliarde de dolari. În plus, compania este bogată în lichidități, este fără datorii și are o echipă de conducere experimentată și o extindere globală susținută. În România, compania funcționează din 1999, deci iată avem 21 de ani, iar sediul central este în București, în Bulevardul Aviatorilor, într-o clădire splendidă, iar în alte 7 orașe sunt depozite. Ce mi-a plăcut cel mai mult la această companie este că practic, sloganul companiei este următorul. Vom crea un mediu profitabil în care oricine să poată deveni în mod demn ceea ce își dorește. Deci, iată promisiunea pe care o face compania pentru noi, iar ce se așteaptă de la noi este să fim serioși, să depunem efortul necesar și să ducem mai departe aceste principii etice care compania dorește să le ducem cu noi mai departe pe piață. Dar haideți să vedem de unde vine succesul global al companiei Forever. Vă spuneam că ea funcționează în industria de network marketing și practic succesul este dat de puterea combinată a unei rețele formate din antreprenori care își desfășoară afacerea din confortul propriului cămin sau de oriunde poți să mergi și să călătorești, doar să ai un telefon și o conexiune la internet. Dar ce facem? Noi facem două lucruri foarte importante. Promovăm produsele acestei companii, deci le facem publicitate, împărtășim experiența noastră cu aceste produse, iar compania furnizează produsele direct către consumatori, iar pe de altă parte ajutăm oamenii să-și găsească un venit suplimentar la început, așa cum mi-am dorit eu, doar un venit suplimentar, iar ulterior mi-am dat seama că se poate mai mult, că am început să capăt încredere în mine și atunci mi-am dorit să am un business propriu. Și vreau să vă doar să vă gândiți în zilele noastre când este așa o schimbare foarte rapidă, la nivel mondial chiar, parcă am pierdut acea siguranță și nu mai suntem foarte siguri nici pe locul de muncă, nici pe veniturile noastre. Foarte multă lume în ziua de azi caută o roată de rezervă, iar aceasta, ce vă prezint eu, ideea asta din seara asta, este o astfel de roată de rezervă atât pentru dumneavoastră cât și pentru prietenii dumneavoastră. Dar haideți să vedem care sunt beneficiile marketingului în echipă. În primul rând, aveți posibilitate de câștig fără limită. Ce înseamnă fără limită? Eu vreau doar să vă întreb, la locul dumneavoastră de muncă, aveți venit fără limită? Sau întrebarea mai bună ar fi, e adevărat că cineva, șeful sau cineva din conducere vă stabilește plafonul venitului dumneavoastră, nu? Apoi, cineva vă spune câte ore să lucrați. Practic, nu avem libertate atunci când suntem într-un job, dar într-o astfel de afacere noi putem să ne alegem partenerii cu care lucrăm, apoi putem să ne propunem ca această activitate să o facem într-un program adecvat orelor noastre de muncă, adică putem să o facem part-time și ulterior putem să o facem full-time.
Apoi îți stabilești singur țelurile, sistemul existent te ajută să ți le atingi pentru că există sprijin într-un sistem de business care este deja de succes dovedit la nivel global. În plus, avem programe stimulative deosebite pe lângă veniturile pe care tu ți le poți singur stabili. În plus, poți să faci un program de mașină, poți să ai călătorii globale oferite de companie, atât pentru tine cât și pentru partenerul tău. Poți să ai o afacere internațională și nu în ultimul rând, compania împarte un anumit procent din cifra de afaceri a companiei cu cei mai harnici oameni din această companie, iar la sfârșitul anului poți să primești un cec din acest profit. În plus, poți să primești aici recunoaștere, premii și nu în ultimul rând distracții. Dar haideți să vedem cu ce ne ocupăm mai exact. Păi, în primul rând, folosim produsele acestei companii și suntem cel mai bun consumator din echipa noastră. Și dacă ar fi să vă întreb, oare voi folosiți acasă pastă de dinți, deodorant, șampon, gel de duș sau poate un supliment, un calciu, un magneziu pentru perioada asta, ceva produse pentru imunitate? Cu siguranță folosiți și practic le cumpărați de undeva. Deci oricum acest buget sau aveți un buget pentru aceste lucruri. Practic aici schimbi locul cumpărăturilor și le iei din businessul tău. Dacă ești mulțumit de aceste produse, începi să împarți experiența ta cu oamenii din jurul tău. Și asta oricum noi o facem în mod natural. Iar statisticile spun că dacă tu ești mulțumit de un produs, îl spui la 10 persoane. Dacă ești nemulțumit, spui la 50 de persoane. Deci iată că grija aceasta pentru, din partea companiei și a noastră care avem consumatori în jurul nostru este foarte, foarte mare ca să avem clienți mulțumiți. Deci este natural să spunem celor din jurul nostru dacă suntem mulțumiți sau dacă nu de produse. Însă, cu siguranță, noi vom fi mulțumiți de aceste produse pentru că cine le-a folosit pun mărturie pentru ele. Așa că o să adunăm în jurul nostru 20-30 de consumatori. Iar apropo de această mărturie, gândiți-vă, această companie care funcționează pe piață de 42 de ani nu și-a făcut niciodată publicitate prin mass media. Și atunci întrebarea este: e adevărat că sunt foarte bune produsele companiei? Sigur că altfel n-ar fi rezistat pe piață. Deci revenind, folosim produsele, promovăm produsele și promovăm și oportunitatea de venituri suplimentare. Vorbim despre business și găsim 5 oameni cheie în jurul nostru. Iar al patrulea lucru este să instruim acele persoane să facă exact același lucru ca și noi. Să folosească produsele, să aibă 20-30 de consumatori și să găsească 5 oameni cheie. Și iată cum vom începe acest business. Păi, haideți să facem o comparație cu o afacere clasică. De exemplu, dacă vă gândiți să vă faceți, să spunem, o pizzerie, cu siguranță veți avea nevoie de clienți. Și care vor fi primii voștri clienți? Cred că familia, prietenii, îi veți invita, îi veți pune pe o listă, îi veți suna și îi veți invita la pizzerie. Însă eu vreau să vă întreb, oare voi veți avea profit și va merge business-ul doar cu acele cunoștințe și prieteni pe care i-ați invitat la început? Cu siguranță nu.
Deci va fi nevoie să vă faceți cumva publicitate și atunci vă gândiți să cereți recomandări. Deci să măriți acea listă de oameni. Așa facem și noi în această afacere. Ne facem o listă de cunoștințe, le arătăm ceva, le dăm un material, le dăm niște produse la testare, poate, și le invităm la o astfel de prezentare, cum sunteți și dumneavoastră în seara asta. Dacă sunt hotărâți și li se pare o soluție bună pentru viața lor, atunci își iau un cod, o licență internațională de funcționare, facem imediat un plan și trecem la acțiune și le facem un plan de manager. Însă această roată și acest ciclu al succesului nu ar fi posibil dacă nu am ști de ce o facem. Deci, dumneavoastră știți foarte clar, cred, de ce dimineață când sună ceasul, imediat săriți din pat, vă îmbrăcați, duceți copiii la grădiniță sau la școală, pachetul este pregătit și plecați la serviciu, la muncă, da? Știți foarte bine de ce. Eu când eram în serviciu, mă gândeam, nu sunt, într-o zi poate nu eram foarte bine cu sănătatea sau nu mă simțeam prea bine, însă mă gândeam la facturi, la rate și imediat săream din pat și plecam spre muncă. E, așa este și în afacerea asta de network marketing, doar că aici nu avem un șef, ci șeful nostru este motivația noastră, acest de ce. Și pentru voi, dacă stați să vă uitați un pic pe marginea acestei roți, aveți acolo mai multe lucruri și poate vă doriți să aveți o roată de rezervă financiară sau vă doriți să călătoriți mai mult sau pur și simplu o mașină nouă. Eu, de exemplu, nu am avut până la Forever o mașină nouă. Mi-am cumpărat tot timpul numai mașini la mâna a doua și îmi doream sigur o astfel de mașină. Apoi, poate vă doriți să vă dezvoltați personal, poate vă doriți să învățați, să comunicați mai bine și de ce nu să vă alegeți oamenii cu care să lucrați și să câștigați astfel foarte, foarte mulți prieteni. Dar haideți să vedem, acest concept de network marketing funcționează pe o idee de multiplicare. Iar eu când am văzut acest slide acum 12 ani, mi-am dat seama că într-adevăr pot să fac acest tip de afacere, mai ales că în mintea mea era acel gând, nu am timp. Însă ia uitați cum se poate multiplica timpul în acest gen de afacere. Imaginați-vă că dumneavoastră sunteți acolo în roata aceea MOV, unde scrie Forever Business Owner și investiți doar 10 ore pe săptămână. Eu cred că fiecare dintre noi, oricât am fi de ocupat, găsim 10 ore pe săptămână să investim în această activitate. Și căutăm în jurul nostru persoane, le spunem despre această activitate și despre această oportunitate și găsim o prietenă care nu poate să investească ca și noi 10 ore pe săptămână, doar 5. Altcineva, un alt prieten, poate 10 ore, altcineva poate mai mult pentru că își dorește mai mult 20, 30 sau 50 de ore. Și iată ce se întâmplă. Practic s-au contorizat în echipa dumneavoastră 125 de ore lucrate, ori eu cred că efectiv nu pot să lucrez 125 de ore pe săptămână. Și practic suntem plătiți și ești plătit pentru 125 de ore. Acum gândiți-vă cât este de minunat să muncești doar 10 ore pe săptămână, doar imaginați-vă, și să fii plătit pentru 125 de ore. Ce îi învățăm pe toți este să facă cele 4 lucruri. Să folosească produsele, să-și dezvolte 20-30 de consumatori, să găsească 5 persoane cheie și nu în ultimul rând să se instruiască și să învețe la rândul lor să duplice acest sistem. Practic, noi căutăm 3 categorii de persoane. În primul rând, poate sunt în jurul nostru persoane care spun eu nu am timp și nu vreau să învăț mai mult, vreau doar să recomand produsele. Este ok,
poți să recomanzi doar produsele către consumator, să faci o activitate de vânzare și în acest caz tu poți câștiga între 200 și 400 de euro. Eu cred că e un venit destul de bun pe lângă jobul și veniturile pe care le aveți acum. Însă sunt alte persoane care își doresc mai mult, adică doresc să dezvolte echipe, adică investesc în creșterea oamenilor din echipa lui și atunci poți câștiga între 800 și 2000 de euro. Și știți de ce? Pentru că se multiplică timpul. Sau oameni care își doresc mult mai mult și vor să dezvolte lideri în echipa lor și aceștia sunt dezvoltatori de afacere și ei pot câștiga peste 2000 de euro și pot ajunge la peste 20.000 de euro pe lună. Ce e foarte interesant este că e important ca noi să ne facem un plan, să ajungem cât mai repede la nivel de manager, pentru că acest nivel ne deschide o cale către o lume plină de posibilități și beneficii. Și foarte interesant este acest venit rezidual global, un fel de drept de autor care îl poți câștiga de oriunde, nu numai din țara ta, poți să-l câștigi de pe orice continent, din orice țară, din cele 160 de țări în care este prezentă compania. În plus, acest venit rezidual se poate lăsa și moștenire la două generații. Și haideți să vedem cum suntem plătiți. Vă spuneam că este important să ajungi repede la nivel de manager. De ce? Pentru acel venit rezidual global, dar nu numai. Dacă ai parcurs acest drum, înseamnă că știi să ajuți și alte persoane din echipa ta să ajungă la acest nivel. Dacă tu ai ajutat două persoane din echipa ta să ajungă la nivel de manager, tu vei fi senior manager, iar venitul tău este în jur de 30.000 de euro pe an. Dacă ajuți 5 persoane, atunci poți ajunge la 60.000 de euro pe an. Și așa mai departe, 9, 17, 25 de persoane, dacă ajuți 25 de persoane să ajungă manager, tu poți să ajungi diamant manager și poți să ai acel venit de 350.000 de euro pe an. Acum, poate vă gândiți, așa cum am gândit-o și eu cu atâția ani în urmă, Doamne, ar fi extraordinar să câștigi acești bani, însă nu știu cum, nu mă pricep. Dar mie mi-a trecut prin minte ideea asta. Ce ar fi să fie adevărat măcar jumătate sau chiar un sfert? Și chiar așa, vă întreb și pe voi, oare s-ar schimba viața voastră dacă ați câștiga poate 100.000 de euro pe an în plus față de jobul pe care îl aveți acum? Sau poate 60.000 de euro pe an? Cu siguranță cred că da, se va schimba viața voastră, așa cum s-a schimbat și viața mea. Însă, în România sunt persoane la fiecare din aceste nivele, iar sâmbătă, peste două zile, la ora 11, vă invit la un eveniment național de excepție, tot online, unde veți vedea oameni care au atins aceste nivele și oameni care vor fi felicitați la toate celelalte stimulente ale companiei. Și iată, primul stimulent și cel mai râvnit este Chairman's Bonus. Asta înseamnă, v-am spus și mai devreme, că compania împarte ceva din profitul companiei cu cei mai harnici distribuitori. Iar în imagine aveți numărul 1 mondial, Rolf Kipp, care a primit anul trecut la Stockholm peste 1.500.000 de dolari, ca un fel de al 13-lea salariu. Sunt și în România persoane care au câștigat, cred că sunt peste 20 de persoane care au câștigat astfel de premii. Apoi, un alt stimulent foarte interesant sunt călătoriile globale. Sunt destinații extraordinare, două la număr în fiecare an, în cele mai luxoase hoteluri,
Eu până să intru în colaborare cu această companie nu am fost plecată în străinătate, iar surpriza mea a fost extraordinară când, atunci când am ajuns manager, cineva din partea companiei m-a sunat, m-a întrebat pe ce dată vreau să plec în călătorie cu soțul și atunci mi-a oferit prima excursie internațională. Am fost invitată în Spania, la Malaga, pentru a fi recunoscută la nivel de manager. A fost așa o bucurie și o surpriză extraordinară pentru mine. Un alt stimulent pe care mi l-am dorit și eu de la început a fost stimulentul auto sau forever to drive. Îi spune așa pentru că marea majoritate își cumpără o mașină nouă și, așa cum v-am spus, îmi doream și eu foarte mult o astfel de mașină. Atunci când am făcut acest stimulent, nu mi-am cumpărat imediat mașină, pentru că banii pe care i-am primit, i-am investit în să-mi achit ratele la bancă, să plătesc studiile fiicei mele la master în străinătate. Deci, practic, compania îți dă niște bani în afară de bonus, între 400 și 800 de euro, iar tu poți să faci ce vrei cu acești bani și bani pe care ți-i dă timp de 3 ani. Adică odată ce te-ai calificat, peste 3 ani te califici din nou. Eu m-am calificat de 2 ori la astfel de program și vă spun că este extraordinar de interesant. Acum, poate vă gândiți, bine, dar cine știe ce fel de oameni sunt potriviți, sau poate vă gândiți, eu nu sunt potrivit pentru această activitate. Să știți că sunt oameni normali ca mine, ca tine, uitați, de diferite profesii și de diferite vârste. Și cel mai interesant, lucru mi se pare este că nu ai nevoie și nimeni nu se uită la CV-ul tău. Doar trebuie să fii deschis și trebuie să îți dorești foarte mult să-ți schimbi viața. Însă această companie nu ar avea un succes extraordinar la nivel internațional dacă nu ar rula niște produse de calitate superioară. Iar aceste produse, practic, sunt destinate pe mai multe piețe care sunt în creștere continuă. Și gândiți-vă, piața produselor de îngrijire a pielii, produsele de îngrijire personală, există o piață pentru sport și nutriție, există o piață pentru suplimente și băuturi nutritive și, nu în ultimul rând, o piață deosebit de extinsă și căutată este piața de controlul greutății, unde avem aici programe excepționale făcute de specialiști și care dau rezultate nemaipomenite. De ce spun asta? Pentru că pe lângă faptul că tu scazi în greutate, practic îți echilibrezi metabolismul și îți pui în parametri sănătatea și asta este un bonus extraordinar pentru noi. Dar de ce produsele de la Forever? Pentru că sunt niște produse foarte sigure, produse premium, produse fără erbicide și insecticide. Compania are în proprietate pământul, se recoltează manual frunzele de aloie, iar în 3 ore de când s-au recoltat se extrage sucul de aloie, are un patent propriu de stabilizare a gelului de aloie, iar faptul că este lider mondial în producția de aloe vera este pentru noi o carte de vizită absolut interesantă. În plus, v-am spus, produsele sunt de calitate superioară pentru că sunt sigure și nemodificate genetic. Iar în imagine aveți câteva sigle deosebit de prestigioase și greu de obținut, sigle internaționale care atestă calitatea produselor. Nu sunt testate pe animale, sigla Consiliului Științific Internațional pentru aloie, care este obținută anual. În plus, avem sigle de la comunitatea islamică, comunitatea evreiască, de punere pe piață a acestor produse. Faptul că ele nu conțin urme de resturi animale și de alcool le dă o permisiune de a intra pe aceste piețe destul de exclusiviste la nivel mondial.
Acum aș vrea să vă întreb, oare cu cât sau câți bani sau ce investiție credeți că aveți nevoie ca să începeți o afacere clasică? Eu cred că fiecare dintre voi vă gândiți la undeva la peste 10.000 de euro și este normal, este minim, minim ca să poți începe o afacere. În plus, ai nevoie de experiență, de spațiu și așa mai departe. Însă, în Forever, poți începe cu un pachet care este excepțional de interesant și știți de ce? Pentru că înăuntru avem produse atât pentru uz extern cât și pentru uz intern. Sunt produse destinate întregii familii și este la un preț modic, să spunem așa, comparativ cu un prețul unui telefon nu foarte performant, în jur de 2000 de lei. Practic, cu 2000 de lei, tu îți începi o afacere internațională. Dacă achiziționezi acest pachet, este un mod foarte rapid și eficient de a demara această afacere. Începi imediat să câștigi bani, imediat te califici la nivelul și iei produsele cu 35%. În plus, ai acolo un pachet și materiale de marketing incluse. Deci gândiți-vă, să începe o afacere internațională cu doar 2000 de lei este absolut fantastic. În plus, ai și toată susținerea echipei din care vei face parte. Dar poate vă întrebați, bine, dar nu știu dacă va funcționa pentru mine. E normal să-ți pui astfel de întrebări, însă eu am pentru tine câteva idei și anume, sigur va funcționa dacă tu iei afacerea asta în serios. Indiferent de timpul de afară, că e frig, că e cald, că eu știu, ai într-o zi o dispoziție mai proastă, mergi la serviciu, este obligatoriu. Așa e bine să fie și în această afacere, pentru că este afacerea ta și lucrezi pentru tine și pentru visul tău. Să-ți stabilești un timp și să faci efectiv acele lucruri. Apoi, să fii flexibil, să te lași instruit și să participi la trainingurile oferite de Forever și de linia ta superioară. Apoi, să fii motivat și să accepti să lucrezi cu persoana care ți-a prezentat această oportunitate, pentru că ea știe pașii următori. În plus, să fii dispus să gândești mare și să-ți stabilești niște obiective precise pentru tine. Să-ți iei un angajament că o să dezvolți niște consumatori, că o să-i fidelizezi și o să ai grijă de ei, o să-i înveți să consume produsele și o să fii aproape de ei. Și o să găsești și să împărtășești cu cei din jurul tău și această posibilitate de a avea un venit suplimentar și de a-ți dezvolta o echipă. Și nu în ultimul rând, să fii pregătit să spui cu ce te ocupi tuturor și poate cel mai important lucru este să fii mereu optimist, să fii o lumină în viața oamenilor. Oamenilor nu le place să stea lângă oamenii care sunt mereu triști, mereu pe fugă, mereu supărați și plini de griji. E cazul să investești în dezvoltarea ta personală, să începi să te echilibrezi interior, astfel încât oamenii să-și dorească să fie în preajma ta. Acum, dacă ar fi să alegi și poate din tot ce ai auzit până aici te gândești, a, nu cred că este pentru mine, este ok, dar poți să folosești produsele. Eu zic că tu meriți cele mai bune produse din lume, atât produse care să ți le pui pe piele și să nu pui pe pielea ta produse care conțin foarte multe chimicale, cât și produse de uz intern, să-ți faci un detox, să iei niște suplimente de calitate și de ce nu să-ți pui imunitatea la punct. Apoi, poate există o altă categorie care spune, nu știu, mă mai gândesc, poate,
este ok, ești în regulă, cu siguranță ai multe întrebări, pune-le pe hârtie, dă telefon sau ia legătura cu persoana care te invită la această prezentare și vezi, obține toate răspunsurile și ia decizie în deplină cunoștință de cauză. Sau, dacă ești la capitolul, da, îmi doresc să-mi schimb viața, vreau să am o roată de rezervă pentru finanțele mele, pentru viitorul familiei mele, atunci, ok, din nou trebuie să iei legătura cu persoana care te-a invitat, te înscrii și faci o planificare pentru viața ta. Acum aș vrea să-ți pun o întrebare și vreau să închei practic cu această întrebare. Hai să te gândești un pic acum. Tu, cel care te uiți la mine acum, cum va arăta viața ta peste 3 ani dacă nu faci absolut nimic în plus sau nu schimbi absolut nimic din ceea ce tu faci acum? Oare unde vei fi tu cu finanțele tale? Unde vei fi cu sănătatea ta? Unde vei fi poate cu jobul tău? Cum va arăta timpul tău liber? Eu când am primit această întrebare, am stat și m-am gândit că peste 3 ani, dacă rămân tot în această companie unde lucrez acum, nu cred că o să fiu prea departe. Pentru că știți de ce? Aveam deja 9 ani în acea companie și prea mult nu s-a schimbat viața mea în acești 9 ani. Dar în forever, cu adevărat, peste 3 ani, imediat s-a văzut diferența. Și aici v-am pus două poze. În stânga eram angajată la acea firmă, se vede în ochii mei îngrijorarea, tristețea. Întotdeauna am fost o fire optimistă și zâmbitoare, însă zâmbetul meu, se vede că zâmbesc aici în poză, doar că ochii sunt triști și fără speranță. Iar în partea dreaptă, dacă numai la ochi vă uitați, o să vedeți că siguranța pe care ți-o dă colaborarea cu această companie uriașă îți dă aripi și parcă te face să zbori. Te învață, eu aici în Forever am învățat să visez și să-mi doresc mai mult, iar cel mai mare plus care a venit în viața mea din această colaborare, pe lângă faptul că mi-am achitat ratele la bănci, a fost și este faptul că am câștigat foarte, foarte mulți prieteni, că mi-am consolidat sănătatea și știu sigur că viitorul meu este asigurat alături de această companie uriașă. Așa că în seara asta, dacă tu ai primit o idee, o oportunitate care chiar este uimitoare și nu știi sigur dacă poți să o faci, eu îți propun să spui da și apoi sigur o să înveți să o și faci. Eu vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru seara asta. Sper că v-am dat un pic de gândit. Puneți 2-3 idei, 2-3 întrebări pe hârtie și întrebați persoana care v-a invitat. Faceți un plan și haideți să ne întâlnim în viitor, împreună să sărbătorim succesul. Eu vă mulțumesc și vă doresc multă, multă, multă sănătate. Vă îmbrățișez pe toți. Mulțumesc!